mai merge televizorul, așa că pe Facebook. Deci astăzi am fost la Spitalul Penelun, la organizația Eșanțu, chiar de stabilitate. Și a ajuns la jurnalistică. E o tâmpită care nu știe să vorbească românește și e poetesă și aia. Păi e bine, e terapie ocupațională. Dă impresia că ar fi și cineva, știi? Da, a murit revista. Păi de ce? Nu mai are poetesul. Avea doi poeți, de fapt, are trei. Nu mai are pe unul, dar ăla până scoate ceva. Un poetes, scoate el, da. Când are inspirație, trebuie să-și o procure cumva. Unii pula mea cu o drojdi, ceva, dar nu tot timpul iese cu tot. Așa și nu avea... Acum a început Remember the Time. Îți dai seama cât merge revista asta de talba? Că nu mai merge deloc. Zice, băi, n-avem cartuși la imprimantă. N-are nimic, hai că ți-l încarc eu. Că am niște tuși care mi l-a adus anul trecut. Tuși, ce mi-a adus Ioana anul trecut. Deci eu când fac o afirmație, mă băd. Mi-a adus fata. E de treabă. Când eram anul trecut, până în primăvară, când încă eram trecut. Ai zis, ia ca să-ți faci revizie. Îmi zic, bă, nu mă, ce fac. Dar de ce știu eu tempo. Dar bine că mi-a adus. O să le folosesc. Și a zis, bă, iau o spârcheală de aia și bag la făți. Iau injecție, că și așa. Bag niște de aia și... Dă drum. A, nu, că n-avem copiator. Păi, tu e copiator. Păi, nu știu, că n-avem acolo. A, tot timpul ăștia n-are. Păi, că n-are nimic, că facem o rețea. Că e rețea. Aha. După aia, păi nu știu ce, fac eu, băi, ce vă trebuie? Vă trebuie scriitori de formulare. E, se uită acum. Unu a dat totul, i-a îndărcat la prof. Unu, bă, produce și ăla cât produce, dar nu pot să vă susțin o oră. Încă l-aveți. Fii atent să-i dați bani. Și unul sunt eu care prestez domnul singur. Păi de ce? Da, că n-am chef să mă duc la unii, că nu le merge aia, că nu le merge aia. Da. Uite, nu merge. Păi n-ați vrut voi să omorți? Vi s-a neprind dorința. Ce pula mea mai poate asta? Eu zic să desfințați aia. De ce? Când mai vine unii la voi, să nu o faceți la căcat. Bă, avem revistă. Păi unde e revistă? Pare cu gablonțurile, aveți gablonțuri și faceți acolo și înșire mărgărite, știi? Cât de cât merge, la croșetat merge, să vă tăvăliți pe saltele, merge, alea. La băgat pe YouTube melodii, merge. La dați la televizor, pula mea, sunetul la maxim, merge. Cam atâta, rezumați-vă și voi la ceva. Mai ales că este scriitor. Și ce înseamnă rezumat? Doar titlurile. Dar aveți, selecționați pula mea titlurile care funcționează. Că din titlul ăla trebuie să reiasă ceva. Că ăla dacă vedeți doar titlul. Revista. Bine, și unde e revista? Păi, revista. Nu merge. Și ăla nu merge? Da, dar înscrie-te la ea. De ce? Să avem mulți prieteni. A, e pe prieteni. Și atunci mi-am dat seama, ăștia și uitat, că am mai făcut ori asta odată și am intrat eu tare în ei, am urlat. Da, de ce urlam? Păi, atunci produceam în pula mea. Vreau să fie tipărită. Eu trăiam chestia aia. Toată că nu mai trăia partenera mea și colega mea cu care făcea revista. În principal nu eu susțineam. Și noi eram și catalistul la ăia. Îi împingeam de la spate să producă și produceau. Când nu mai e catalizator pula. Păi de ce? Păi nu vă puteți inspira de aici. Aici e mult prea mult, e mai mult de acolo decât acolo. Acolo mă rezumam la
chestia aia acum, adică cum era revista, știi? Aici voi nu puteți face așa ceva. Cum? Nu. Eu acum doar discut așa, e un monolog. Nu puteți. Piesă de teatru, ce pula mea, nu vezi? Deci, eu pula mea, când am început-o pe asta? Acum două, trei luni m-am uitat. Și am băgat câteva sute, pula mea, sunt vreo 400 de filmulețe. În care sketch-uri alea, toate tâmpenii. Pe un singur sketch de ăla de 10-15 minute, vă ia pula mea, nu să-l produceți. Ca să-l produceți, cred că ați scrie o săptămână 10 inși. Cine are și așa mișto? Păi când eu îl fac pe loc. Pantomimă și umor. Păi ca să învățați fentile astea. Cât vă trebuie? Sau hai să facem un roman sexy. Deci, audiobook. Mă inspir după o carte a tineri. Nu știu, este vorba despre un soldat francez care se ducea la război, era cu nația. Am citit prea tare și prea... Nu m-am asturbat, era artă ăla. Soldatul ăla francez, dar mai am un picior de el, se futea în cur și avea două gagici și se futea și cu alte. Și după aceea se ducea la război, iar se ducea în spatele frontului, se futea. Acum băgăm nici soldatul șveg. Ați citit de soldatul șveg? Voi ați... Uite, mă frec la cur. Ați citit de soldatul șfrec. Frec. De la de pantofieră. Așa. Facem de soldatul român. Vedea soldatul român. Amerei, când vine gagicile ei? Și era gagica. Uitați-vă să vă zic. Soldatul ăsta avea o gagică handicapată. Nu era normal, dar îi plăcea că știa să facă bine. Este capitolul. Soldatul român. Iubire. Ea, uite, iubire. Cea vine altul. Pufarinei. Pifanei. Să trăiți, domn superior. Ce iubire ai tu aici? Iubire să trăiți. Așa se zice. Îți pui pirostrile. Pirostrile, să trăiți. N-ai zis bine. Iubirea se uita. Așa făcea asta, nu se putea abține. Ăștia de la el nu știa. I-a pus denumirea de limboacă. Tot timpul i-a trânat limba de în gură la față. Dar era bun. Era bună la suflet. Și la cărnăraie, știi? Și era bună pentru că avea buzele sănătoare, ca de ce bară. Și făcea așa, ca în istoria alternativă, modernistă, post-romantică, reumatică. Să uita Emilio, de asta rămâne așa. Să trăiți! O iubești? Să trăiți, o iubesc! Bine, liber! Liber să trăiți! Ce ai zis, mă? Să trăiți! Ești papagal! Ești papagal să trăiți! Face, să mor tu! Să mor tu să trăiți! Aoleu, chiar că se potrivește iubire cu iubire. E contagios, zice asta. Bine. Pleacă! Pleacă să trăiți! Bine, hai că plec eu, văd că nu mă înțeleg cu tine, zice ăla și pleacă. De-aia, te-a la dus mâncă-mă încă. Și aia ce mâncărică mi-a dat? De călătâng. Păi acum e în noiembrie. Sărmăluțe! Ce mi-a zis? Sărmăluțe! În foi de viță? Nu, în foi de vază! Foi de vază. De varză, da? Păi, te cred că tu ești varză. Nu știi care în foi de viță e mai bune? Nu, că e bețit.
Bă, sunt frunze. Nu e beci. Vă, Că nici nu poți să bei, nu vezi ce... Ce opritor ai la tine. Ce opritor? De la plutitor. Bă, cum îți spun, bă, bă? Și m-ai înșelat? Te-am înșelat. Cu cine? Cu vecinul. Asta glumește. Și ce ai făcut? Ce ți-am făcut în jură? Poate eu, nas gâture, curțițe, subțiori genunchi. Și aduce spadică de anumit. Și ce ți-a zis vecinul? Mi-a prins în mine fel. Știi ce-i? Gălele. Și când e mâine seara? Astăzi seara. Și te duci la întâlnire? Da. Păi de ce? Eu ce fac aici? Frec pușca de pomană? Da, am făcut pomană eu pe asta, că s-a întâlnit un pasul de zile. Am murit tu? Da, mă vezi. Când m-a văzut cu vecinul, a zis, alo, fii cântă la fault. Eu nu cântam la fault. Ce a făcut asta de voteu și a căzut pe spate? Da, dar e bărbații pe spate. Cum? A căzut pe spate? Da. Și tu de ce nu te-ai dus să-i faci prim ajutor? Eram ocupată. Erai ocupată? Da. Ce făceai? Vorbeai la telefonul mobil. Păi tu... Păi vorbeai la telefon... Păi n-ai telefonul. La telefonul mobil la vecinul. Păi de ce? Mi-a zis să cânt la microfon, că mă face vedetă. Vedetă? Da, a zis că sunt X-Factor. Ești X-Factor? Da! Da! Vedem problema, că m-am încurcat.